Salut! În acest video vă voi arăta cum să vă faceți singuri insecticid natural pentru grădină. Vedeta acestui pesticid este uleiul de nem. După cum îi spune și numele, este un ulei vegetal extras din semințele copacului Azadirachta indica. Datorită compușilor pe care îi conține, acest ulei nu este doar un foarte bun insecticid, el având și proprietăți antifungice și antibacteriene. Uleiul de nem este folosit în diferite produse, în diferite pesticide pentru agricultura bio. Pe acest flacon de 50 de ml m-am dat undeva la 7 sau 8 lei. Trebuie să fie ulei presat la rece și să nu mai conțină nimic altceva, adică să fie 100% pur. Haideți să vedem cum preparăm soluția. Eu am aici jumătate de litru de apă, uleiul de nem și săpunul. Cum cu toții știți, uleiul și apa nu se combină, așa că aici își intră în rol săpunul. Puteți folosi chiar săpun bio, sigur găsiți de cumpărat în comerț. Eu am un săpun de la Protex, asta folosim noi în casă, asta folosesc și în rețetă, nu fac reclamă sau ceva. L-am încercat cu acest tip de săpun, nu am avut probleme. Pentru fiecare litru de apă vom folosi un 5 ml de ulei de nem. Puteți să folosiți și în concentrație mai mare în caz de nevoie. Nu știu, de exemplu, dacă aveți foarte multe afide sau păduchi lenoși sau așa mai departe, puteți folosi o concentrație mai mare, doar că tot timpul când încercați cu concentrații diferite sau soluții noi pe care nu le-ați mai folosit, încercați să pulverizați doar pe o parte a unei plante, pe 2-3 frunze, unde să știți și verificați după 24 de ore. Dacă produsul nu a afectat cumva planta, puteți să folosiți și pe toată planta în întregime. Repet, 5 ml la litru de apă și undeva în 2-3 apăsări de săpun. Haideți să vedem cum îl facem. Am o siringă fix de 2,5 ml. Așa, urmează să punem săpunul. Așa. Vedem, în cazul în care mai trebuie, putem să mai adăugăm după aceea săpun, dar nu aș vrea să fie foarte mult. Și acum agităm foarte, foarte bine. Așa trebuie să arate, un pic lăptos, o nuanță de alb crem și în partea superioară să nu se vadă că se adună uleiul. Cu toate acestea, dacă îl lăsați câteva ore, o mică peliculă de ulei se va forma deasupra. Dar înainte de a pulveriza pe plante, tot timpul luați și agitați produsul. Vă recomand să faceți exact atât cât aveți nevoie pentru o pulverizare. Pe toate plantele puteți da, se repetă undeva o dată la 2 săptămâni. Încercați să folosiți produsul preventiv și nu curativ. O dată aplicat pe insecte, pe o parte le va omorî destul de repede, o parte mai durează. El acționează asupra metabolismului acestor insecte, reducându-le posibilitatea de a se hrăni și posibilitatea de a se înmulți, de a depune ouă. Deci nu numai că vă scapă de o parte din adulți din momentul respectiv, dar vă scapă și de generațiile următoare. Reduce practic numărul de paraziți pe întreaga suprafață a grădinii noastre. Eu am încercat soluția aceasta, am încercat-o atât pe plantele de grădină, de exemplu roșii, ardei, am încercat-o pe căpșuni, pe tuia, pe trandafiri, nu știu, am dat pe liliac, pe pomii fructiferi. Este foarte ok, formează o peliculă,
Datorită mirosului, este și repelent pentru insecte. Nu dăunează fluturilor, albinelor sau buburuzelor. Atâta timp cât nu pulverizați direct pe ele. Niciodată nu pulverizați pe plante când este soare. Datorită săpunului și a uleiului se face o peliculă. Dacă trec razele solare prin el, va crea oarecum un efect de seră, să-i spun așa, și plantele se vor arde. Aplicați ori dimineața de vreme, ori seara târziu. Produsul acționează asupra insectelor de genul afide, păduc lenoș, musculiță albă, tripși, dar și a bolilor, și anume făinare, rugină, pete negre și așa mai departe. E un produs foarte bun, este foarte eficient, este ușor de făcut. Acest ulei de nem îl găsiți la orice fitofarmacie, îl găsiți inclusiv pe internet de comandat. Cu cât luați în cantități mai mari, cu atât prețul per mililitru este mai mic. 5 ml la litru de apă, câteva picături de săpun. Soluția se aplică cu ajutorul unui pulverizator. Așa, în băiați bine plantele, puteți să-l aplicați o dată la 2 săptămâni. Sper că acest video v-a fost de ajutor. Dacă da, un like, share, subscribe. Mulțumesc!